Ăla nici măcar nu-i cioabă. Ăla la altă. Cărțelul Rău, 19.533, sosește în stația Sibiu la linia 3 în aproximativ 2 minute. Mai este altă, vă rog, plecați de pe pasaj de acolo! Ce muzică deja e doare. Cam cald. Văd. Ați apucat să vedeți ceva în înghesuială? Da, am văzut, cum să nu? Acolo, la urcare, în mașina. I-ați văzut acolo? Da, chiar da, foarte bine. Da, da, foarte am bine. Am stat acolo și... în față, la gara. Ați reușit? Ce ați fi dorit? Să dați mâna pe ei să acolo? Nu, e suficient să... Suficient să vedem. Ce simțiți atunci când vine vorba de familia regală? Ce vă... Emoții. Sunt momente emoționante și chiar... Nu știu dacă o să mai avem parte, mă gândesc că nu se știe niciodată. Și le mulțumim oricum că ne-a onorat orașul. Și așteptăm, dacă se mai poate, așteptăm și cu altă ocazie. Și poate în alte... În alte... Ați reușit să prindeți ceva? Da. Mă îndoiesc, nu prea. Ce ați reușit să prindeți? Cum ați reușit să-i prindeți? Sunt bucuros că i-am văzut, asta vor și da, cum. Da, bineînțeles. Foarte mult Retina i-a prins. E o amintire plăcută asta, așa de întâi de timp? Bineînțeles și deosebită pentru noi și ne-a făcut mare plăcere să fim aici în acest moment. Da, bineînțeles. Aveți un pic de așteptat? Mai avem un pic, dar nu contează pentru noi. Acesta a fost obiectivul și vrem să-l realizăm. Hai mai bine în salon. Doar două vagoane. Numai două secunde. De fost ce ferit. Aici era domnul Valma. 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 Aici cu ea, la hai, ce faci? La prevenție.
Europa. No, bine, dar încercați să faceți cumva... Păi, asta, una, păi, da. Să vă stabiliți un vagon și un vagon, păi, să nu am asta... Noi am venit de aici să luăm... A, să fiți prieteni, la primul și după jumătate, dar să fim de oră. Zice și noi, da? Și după jumătate de oră vă rog să închideți trenul. Pe oricum se închide și... Ai văzut aceea cu lumina? Da. De-aia mi-ai făcut lumina? Da, ca să pot să vezi. Nu mergem toate, ca cu dormitoare, cu... Aia e pentru personal. Prima. Și începesa și tot, și primirea. Nu cu ho, nu cu to, așa este, primirea regală. Și trenul cum e? Deocamdată nu văd așa mult, că cu ochelare, dar e bine. Și sunt foarte mulțumită. La 66 de ani am ajuns să văd și asta. Să rămână, mulțumim. Și cu nepoții. E interesant. Nu vă vedea deloc, îmi pune lumina aia. Nu fac cum nici nu spuse că nu e așa multă lumină. E pe măsură așteptărilor sau? Da, da. Păcat că ai făcut în altă epocă. Ce v-a plăcut cel mai mult? Tehnic cum e realizat, de exemplu, și, mă rog, aici văzând finisajele. Vă poartă și... așa cumva în timp? Da, da, de bună seamă. Zice că, nu știu, parcă e Orient Express, mai ales partea de vagon de dormit. Arată așa cum arată și lumea astăzi și cu racontata toată istoria țării. De fapt asta și făcut în legal. Am mers trenul regal de cu atâta bine austeritate. Mă mut acum, mă scuzați. Da, nicio problemă. Da? Telefonul. Da. Uite-te. Tren. Eu stau tu. Uite-am plătit trenul, dar aici de la... E curent. Vedeți că n-are curent. Și românii se pricep la toate, totdeauna. Mersi. Bineînțeles. Punea unul să dea la manivelă, domnule, să porunce cu dinamul curentul. Bineînțeles. Da, la viitoare ne dați și apă în bazin când venim să facem baie. Și noi trei? Da.